40 de kg în două zile, la muscă. Și eu când am fost la plătică mare la ăștia, la Frunzaru, nu știa că mănâncă la muscă. Uite, înveți pe parcurs. Când am văzut că și mreana se poate prinde la muscă, frate, aici, asta e predator. Așa. Ia uitați, dați ca un fel de țepături, că nu se lupe pe fine. Ia uitați, cum dai un țepături, de vedere? Ia uitați, dau un țepături la control. Ați luat, da? Încercați să dați așa, un țepături, că el are și jocul în același timp și... Și jucați și să înțeapă. Slupesc firul și jucați. Eu știu un simplu lucru, că ăsta trebuie să apuce în gol. Și de-aia mă joc pe așa. El trebuie să apuce în gol. Vedeți? Și acum strângeați de mulnetă, ca să aveți, strângeți de firul la mulnetă. Să aveți... Atât, până vine la mână. Asta e frumusețea la muscă. Da, ei vânează în banc. Vânează solitar așa. E bine că a început să mai mănânce și aici, pe, ziceți, pe Bibanu. Ca anul trecut nu prea s-a mai prins după un bal din cauza șalului. De efectiv să jucați în lunga, ca și cum ar face un pește jos să miște până apă. Uite, ăsta atacă. Depinde care o atacă. Dar lor în general le place mișcarea, știți? Dacă o joc prea lent, poate să fie acolo să nu atace. Ați văzut ce viteză au când vânează peștișorii? E, peștișorul meu, eu trebuie să-l fac de așa natură, să dea impresia că e ca un peștișor care fuge. Ia uitați, opa, l-am scăpat. Acum, ia uitați, trag stânga-dreapta, firul cu musca și mai strâng, îți dă impresia că fuge peștișorul de el. O să-și mărez viteza. Dar nu prea mult, ca să pare totuși real și lui. Da. Ca să pare real. Acu' e neprecis. Strângeți-l ușor, că trebuie suprafață, mai strângeți firul la mulnetă. Strângeți. Cu vârful întins, cu firul întins, mergeți sus. I-a dat drumul? Nu! Păi da. Încercați cu jocul așa. Cu jocul așa, cu mișcări mai scurte. Nu, lăsați-o mai jos, că oricum e prea scris pe față. E prea scris pe față, știți? De exemplu, eu acum o joc pe loc, nu recuperez deloc firul.
Da. Vede? Am avut un atac. Ia, vă spune dacă s-a înțepat. Nu s-a înțepat. Nu s-a înțepat. Decât slăbesc firul și dau înțepături, altceva nu fac. Eu mai strâns deloc. La un moment dat, când nu văd că e mai sus, mai strâng de fir. Să joc în zona lui de vânătoare. Am luat și jos la cădere. Câteva exemplare. Lasă deloc cu muscă. De pe lângă zi, după aia. Aș băga cu alea, să mă risc cu alea că pătaluse. Uite, bă, că ia și la scări. E bibanul și pătaluse. Să-l încerc cu legă pe talus. Păi dacă ia câte trei bancuri, am făcut partii de bune și pe talus. De cât o mișcai o legă, l-o nu mă cu câțile. Și în capăt de tot, poate nu mă găț. E seară și e posibil să fi tras pe talus. Să fac o